În această seară vorbim despre soarta a doi frați de 6 și aproape 4 anișori din satul Brânzeni-Iedineț. Acum un an, autoritățile locale i-au luat de la părinți și i-au plasat în grija asistenților parentali. Astăzi, mama lor, Valentina, spune că își regretă neglijența față de copii și cere o a doua șansă de a-i avea alături. Anterior, asistentul social din Brânzeni a acuzat-o pe Valentina că a fost absolut iresponsabilă și a adus dovezi în acest sens. Am auzit-o și pe mama eroinei noastre. Chiar ea le-ar fi cerut autorităților să-i ia copiii Valentinei. Să vedem ce povestește asistentul parental în grija căruia se află copiii Valentinei. Copiii sunt sănătoși, copiii sunt bine. Ei am 20 decembrie, au un an de zile de când îți la minte. Ei nu-și aduc aminte de mamă. Asta în primul rând. E mai mult tânjesc după bunii decât după mamă. Ei poți să-mi spui de bunica, poți să-mi spui de deda, dar de mamă niciodată nu pominesc. Eu când am intrat primele zile la dânsă, era imposibil, era cnil, fata nu vând obște, nu se fere pe nimeni să intre în casă. Și eu a fost greu până eu dezvățat de pampers, până eu dezvățat până mâncare. Nu poate mestica mâncarea genii. S-a revenit că erau sălbați. Primele zile când i-a lăsat, dacă erau numai singurei, acolo în cameră, parte la dânș, ei se jucau în doi. Când se deschide ușa, gata, ei cum puișori și măței, că cum văd ceva, umbră să... Dar e foarte greu cu dânș. Eu nu am răbdare. Nu, mă tem. Ies copii străini. Adică nu putem mestica mâncarea asta acum. Copiii aveau dinți, copiii erau mari, copiii mâncau bine. Eu am văzut așa copii. Se spăreau de oameni străini, era logic. Au fost luați de la mamă, într-o... înconjurau oameni străini, logic se spăreau. Copiii, tot ce erau mici, mai ales fetițe atunci. Dar erau normali, cum sălbatici. Nu erau sălbatici. Da, aici categoric. Eu în general, cred că nu este un cuvânt potrivit, mai ales pentru copii. Valentina, totuși, din ceea ce am auzit noi de la aceste două femei, tu trebuie să te pregătești că micuții tăi pot să nu te recunoască. Da. Tu ești conștient eu de asta? Eu înțeleg lucrul ăsta. Deja au trecut de un an de zile de când nu m-au văzut și... Și eu fiind știu foarte mici, trebuie să am răbdare ca iarăși din nou să capte încrederea în mine. Și eu tare mult vreau lucrul ăsta. Să redevii mamă. Da. Cred că a venit momentul în care trebuie să explicați Valentinei ce șanse în general are ea ca să-și recapite copiii, dar și drepturile ei de părinte. Și dacă le are în general. Da, eu am studiat puțin dosarul. Așa. Deci, într-adevăr, prin hotărâre primei instanții Iedineț, ai fost decăzută din dreptul părintești, ai depus o cerere de apel, nefiind de acord cu hotărâre, însă ai depus o cerere neclară și o cerere care nu puteai să o depui tu bine, nefiind în, mă rog, specialist în domeniu. Și curtea de apel a restituit cererea ta de apel pentru că oferindu-ți un termen pentru ca să depui o cerere de apel argumentată, tu nu te-ai conformat cerinței curții de apel. Totuși, respectiv. Valentina are șanse să-și acum, recapite drepturile. Dacă curtea de apel a restituit cererea de apel, și asta a fost mai de mult, au trecut acele 15 zile pentru ca să depui un recurs la Curtea Supremă, acum este în vigoare hotărârea primii instanțe, tu ești decăzută din drepturi părintești. Soluția ta clară, care este acum, să uzezi de articolul 70 din Codul Familiei și să depui o cerere de chemare în judecată privind restabilirea în drepturi părintești. Doar că vreau să te atenționez așa. Uite, prietenii tale te cunosc de mai mult timp și spun că tu te-ai schimbat, tu ești altă femeie. Tu, dar judecătorul celălalt te vede, o să te vadă o jumătate de oră în prima ședință, o jumătate de oră într-a doua ședință. El nu te cunoaște. Tu trebuie să aduci probele cele necesare ca să demonstrez că toate motivele care le-am văzut noi acum și care ne le-ai spus tu anterior, care au servit la decăderea ta din drepturi părintești, au dispărut. Despre ce fel de probe vorbim, domnule Brânzeni? Deci, probele prima. Deci motivele care au servit, tu cunoști sau poate o să le spun acum.
Tu trebuie să aduci argument clar că tu nu mai faci abuz de drepturi. Dar cum poate să-l aducă? De exemplu, ai trecut un curs de dezalcoolizare și uite, ai un certificat că ai trecut cu succes și nu știu ce. Ai trecut un curs de restabilire psihologică în urma acestui abuz, pentru că el de obicei este necesar. Ca tu să nu, să convingi instanța că tu nu mai revii la acest abuz. Faptul că aduci doi martori în instanță, că uite, tu nu mai servești la ziua de astăzi, nu este de ajuns ca să convingi o instanță că tu nu mai revii peste jumătate de an. Pentru că repunere în drepturi părintești, nu ne jucăm cu copiii. Deci acum copiii, câtuși de puțin, sunt într-o grijă bună. Și dacă revin copiii la tine și iarăși stai un an cu copiii și iarăși începe abuz, tu îți dai seama cât ce traumă psihologică au acești copii și cum se joacă statul cu acești copii. Până acum statul răspunde de ei, de copilașii ăștia tăi. Doi, motivul a fost situația precară, situația casei, condițiile de trai. Tu nu aveai condiții de trai deloc. Tu nu știu dacă aveai mâncare pentru acești copilași. Neglijența era clară. Tu îi neglijai și plecai. Deci condițiile astea urmau să fie îmbunătățite și trebuie să demonstreze în instanța de judecată că la momentul când tu ai depus cerere sau cel puțin la momentul când se va judeca cauza, tu ai condiții de trai și că tu ai o locuință, da. Iar această locuință oferă toate condițiile pentru a crește doi copii mici în ea. Adecvat să fie acest... Adică nu pur și simplu o locuință, dar să fie condiții unii copii ăștia pot să se dezvolte și să nu se încalce dreptul respectiv. Această locuință trebuie să fie proprietatea ei? Sau nu neapărat să fie proprietatea, este de ajuns să fie și, adică să ai și un contract de chirie, la o adică, dar trebuie să demonstrezi că tu dacă mergi într-o casă oricare și nu ai un contract de chirie, e o problemă, pentru că astăzi stai în casa aceea, mâine poți să te alungi cineva de acolo. Dacă ai și proprietatea ta sau este cineva rude sau altcineva care vine cu o declarație notarială, că uite, el îți permite pe perioadă mai îndelungată ca tu, împreună cu copilașii tăi, să o locuiești în casa lui și nu știu ce. Este ideal și acea soluție dacă tu nu ai posibilitatea să-ți propui o căsuță sau un apartament. Și neapărat și către instanță și către tine îți spun ca tu să veghezi asupra acestui moment. Astăzi, articolul 70, în pofida ultimul modificări din codul familiei care sunt, spune clar că la repunerea, la restabilirea între părintești, este necesar să fie audiat și copiii în dependență de capacitatea lor de a răspunde la întrebări. Păi sunt încă foarte mici. Dacă până acum era doar de la 10 ani în sus, acum, în pofida celor reglementări internaționale, europene, a fost anume legislația schimbată, pentru că azi un copil la 6 ani are un IQ destul de bun și poate să înțeleagă foarte bine situația. Și atunci când un judecător îi face întrebare, asta se va face în prezența unui reprezentant legal, adică tu nu ești reprezentant legal la momentul, ești doar... Practic nu ești nimeni pentru copii la moment, tu ești doar mamă biologic oricare, da? Deci și un profesor, eu știu, adică un reprezentant de la școală, nu știu ce, va face întrebări, ei urmează să facă întrebări ca să întrebe copiii. Tu, Ionel, de exemplu, dorești să locuiești cu mama ta împreună? Și dacă Ionel va zice că eu nu doresc, pentru că mama mi-a făcut aceea, rău, m-a bătut, m-a nu știu ce, chestii, și ei nu pot să mintă așa, cineva să-i influențeze. Deci tu trebuie să înțelegi încă un lucru. Tu când mergi în instanță pentru ca să fii repus în drept părinte restabilită, tu trebuie să frecventezi acei copii, să mergi la acei copii practic în fiecare săptămână. Tu trebuie să arăți în instanță că tu ești dornică și ai făcut până acum pași ca să vii la copilașii tăi, să discuți cu ei, să le aduci cadouri, să le aduci... Așa, până acum ce... Valentina a trăit un an de zile cu gândul că ei îi se interzice categoric să-și vadă copiii. Cum o ajutăm aici? Ce păi, am întrebat-o, are vreo dovadă? Și judecătorul la fel o să întrebe, ai vreo dovadă? Deci în bine, sens? Acum la moment nu are o dovadă. Nu ce are. Ar trebui deci, să facă imediat, ca să ducă să... nimeni să nu-i spună că tu nu ai dreptul? Așa, imediat, iată, mâine... depui la autoritatea tutelară din sat de la tine o cerere privind dorința ta de a-ți vedea copiii. Cerere simplă, în formă simplă. Stimată domnul primar, în calitate de autoritate, nu pot să-mi spui în calitate. Vă rog frumos să-mi permiteți să așa merg la copiii mei. Și aștept un răspuns oficial.
și să înregistreze în două exemplare această cerere. Un exemplar rămâne la ei în cancelare sau un cine primește secretar respectiv, iar a doua cerere cu ștampiluța respectivă și cu data primirii rămâne la tine. Ei sunt obligați să-ți dai un răspuns în scris de ce ei nu-ți permit. Pentru că legea spune așa, când este un părinte decăzut din dreptul părintești, el poate avea întrevederi cu copiii, doar dacă nu este în detrimentul copilului. Adică îți dai seama, dacă tu mergi iarăși servită la acel copil, sau mergi și îi faci rău, sau mergi și îi spui niște lucruri... Dar dacă merge în starea în care s-a prezentat la noi în studio, ar avea ei dreptul să interzică întrevederile? Eu vreau să spun așa, așa cum o văd eu astăzi, din practica mea, mă rog, de avocatură și în domeniul respectiv care muncesc eu, eu i-aș da o șansă fără discuție acestei femei, necătând la faptul că am multe rezerve, că tu totuși nu te supăra pe mine. Nu conștientizez până la urmă că nu autoritățile sunt de vină că copiii nu sunt cu tine. Ție îți aparține vina pe deplin. Totuși am văzut că autoritățile au încercat cumva să în momentul în care te-au chemat și la raion, probabil la autoritățile teritoriale, și au discutat cu tine, au încercat să-ți facă să-ți revii. Tu n-ai dorit asta. Și vina ți aparține, practic, în societății. Și atunci când tu ai să înțelegi cert că eu sunt de vină, te asigur cu că tocmai atunci se schimbă toată situația și tu ai să poți să devii o mamă bună și adevărată. Și eu zic că la moment autoritățile nu au motiv pentru ca să-ți interzică ca tu să te vezi copilașii tăi. Mulțumim, domnule Verlan. În această seară vorbim despre soarta a doi frați de 6 și aproape 4 anișori din satul Brânzeni-Iedineț. Acum un an, autoritățile locale i-au luat de la părinți și i-au plasat în grija asistenților parentali. Astăzi, mama lor, Valentina, spune că își regretă neglijența față de copii și cere o a doua șansă de a-i avea alături. Anterior, asistentul social din Brânzeni a acuzat-o pe Valentina că a fost absolut iresponsabilă și a adus dovezi în acest sens. Am auzit-o și pe mama eroinei noastre. Chiar ea le-ar fi cerut autorităților să-i ia copiii Valentinei. Iar acum îl vom cunoaște pe noul iubit al Valentinei, alături de care ea și-ar fi refăcut viața. Dumitru, te rog să intri. Bună seara! Bună seara, Dumitru! Ce mă bucur să te văd în studio, sunteți așa de frumoși amândoi. Deja vă văd un cuplu, cel puțin fizic, uite, vă asortați perfect, să zic așa. Zi-mi, te rog, de cât timp sunteți împreună cu Valentina? 9 luni. 9 luni de zile, așa, voi le numărați. Văd că ai fost foarte sigur cu răspunsul, de obicei bărbații ezită să răspundă. Cum v-ați cunoscut? Noi din copilărie ne cunoaștem. Aha! Bănuiesc că cineva a fost îndrăgostit de celălalt. A fost. A fost. Zi-mi, te rog, cum a primit-o familia ta pe Valentina? Tare bine a primit-o. Și mama, și tata. Da? Toți o iubesc. Vrem să fim împreună. Și mama și tata vor să fiți împreună. Da. M-aș mira dacă nu ar vrea. Așa frumușei cum sunteți. Dumitru, tu ne-ai arătat casa în care locuiți acum. Hai să o vedem împreună. Atenție la ecran. Dumitru Roșca, la 22 de ani, este tată a doi copii. Prima căsnicie a bărbatului a eșuat acum 2 ani. Tânărul povestește că, într-o zi, mama copiilor a plecat de acasă la vecinul de peste o curte. De atunci, femeia nu a mai revenit la el. Rămas copii, fata avea 6 luni. Sângurel, mâncare, curat, spalat, bărbatul spune că după ce a aflat despre problemele Valentinei, a chemat-o la el ca să îi fie de ajutor cu copiii. De mai bine de 10 luni, cei doi își duc traiul împreună. Deodată a fost mai greu. Și dea băcetă toată noaptea. Foarte bine se compart. Copilașă, hrănești, spală, mâncare bună faci. Foarte mult. S-a schimbat de când am luat-o în mâini. Ăștia doi căpenii. Eu vreau să ieșim împreună cu mine. Dumitru recunoaște că a fost îndrăgostit de Valentina încă din adolescență, doar că soarta le-a oferit alte destine, spune el. Tânăra a plecat la studii în orașul Edineț, unde și-a găsit primul soț. Dumitru s-a însurat în satul natal. Iubesc.
din copilărie. Adică împreună eram, împreună ne duceam într-o parte, în altă, mai șoate, mai așa, și era dragă, da? Astăzi, tinerul este motivat mai mult ca niciodată să o ajute pe Valentina să-și întoarcă copiii. Dumitru deja renovează casa și caută un loc separat pentru venirea celorlalți doi copii. Băiețelul doarme aici, în pătuc, fetiță în pătucuie. Deamă, dacă o să mai adauge până și dacă nu e gata, mai departe să luăm un pat mare cu două etaje. O să iau garderobul de aici și o să pun un pat, un divanaj pentru fetiță. Odată cu venirea Valentinei, tinerii și-au lărgit și gospodăria. Tot ce pun pe masă este crescut în propria lor grădină. Aici ai 40 de sote, sădești tot și e necesar. Morcov, cartof, popșoi, mare terenul. Ia că sunt niște iepuroi și mai tăiem, că n-are rost să-i mult iepuroi. Hulubii sunt sus, în pod. Da, hulubii pentru ce? Pentru copilaș, carnița e bună pentru dânsă. Căsuța, aveți, am văzut, e ordine acolo, e bine, e aranjat, mobilă. Este mult de lucru încă. Încă mult de lucru, dar aveți și timp înainte, nu? Dumitru, dar zi-mi, te rog, copilașii tăi câți ani au? Băiețelul meu își împlinește 3 ani, pe 1 aprilie. Dar fata, 2. Dar zi-mi, te rog, mama lor, ai spus că a plecat la vecin. Acum tot cu el este? Da. Dar ea vine să-și viziteze copiii? Timp de 9 luni a fost de vreo 4 ori. Dar tu ai lăsat-o? Au mai fost niște conflicte când i-au dus copilul la oara, 2:30 de noapte, că fusese băiețelul la dânsa, vreo 2 zile. Și au fost niște conflicte și nu tare o primeam, dar... Nu tare o primeai. Poate de asta și nu prea vine să vadă copiii, pentru că simte că nu o lași tu? A fost. Valentina o primea... Când eu eram la serviciu... Așa, pe nascuți. Tu înțelegi ca o femeie, nu? Da. V-ați cumva vă împăcați cu ea? Cum da, Elena. Elena. Elena, așa. Dar, Dumitru, totuși voi încă sunteți căsătoriți, oficial, cu Elena. Da. Bănuiesc că nu ai speri să revină. De ce nu ați divorțat, oficial? Frică de copii să nu-i pierd. De ce? Să nu-i pierzi? Mă gândeam că să nu pierd copiii cu judecăți, divorț. Casa am cumpărat-o când am fost împreună. Aha, deci aveți de împărțit și copiii și casa. Și tu, ți era frică că instanța o să-i lase cu mama și tu nu o să-i poți vedea? Da. Dar Elena ce spune? Mai vorbiți? Ea ce zice? Îmi iau copiii și te las pe tine? Da, am găsit limba comună și copiii... Aha. Poate și datorită Valentinei? Că cumva a încercat și ea ca o femeie să regleze o niște lucruri. O întrebare așa indiscretă, dacă vrei să-mi zici. De ce a plecat fosta soție? E ca asta nici eu n-am idee. Vreau să fac o simplă întrebare. Erau... Deci, o băteai, o lovea? Nu. Sigur? Sigur. Pentru că, uite, fata asta are un trecut deloc fericit. Și după ce a călcat pe o greblă, ar fi culmea să mai calce pe alta. Nu, el nu a ridicat, și ea, că tare deodată, până a începe a trăi eu cu dânsul, ea mi-a spus că el pe dânsa o bătea și nu știu pe acolo. Eu când am dat, pe urmă eu am început a trăi cu dânsul, cu Dima, eu am dat ochii și cu dânsul și cu dânsa, am fost, că când așa, toți trei față în față. Și eu i-am dat întrebarea: Leana, te-a bătut Dima? Nu. Deci a zis-o așa, din răutate, de nervi, de prima oară. Da. Și tu o crezi? Eu pe dânsa. Dar ai întrebat-o, Leana, dar de ce l-ai părăsit pe Dima? Ce ți-a spus? Că ea pe Ieremia, Ireoma, îl iubește de mai mult timp și ea a vrut să fie cu dânsul, de-am... Că când i-au furat mințele și... Deci ea nu a fugit de la tine, Dumitru, de viață rea. Da? S-a dus pentru că acolo dragostea era mai mare. Cam așa. E că așa mami trebuie de zis de drepturile părintești. Dar, zi-mi, te rog, casa în care locuiți voi acum, cu cei doi copii ai tăi, nu ți-aparține doar ție.
Da? Deci da. Cumva a fost cumpărată în căsătorie. Da. Și are doi proprietari. Soția ta, Elena, și tu. Valentina, dar locuința ta în ce stare e acum? E așa cum am și văzut-o? Bun, nu, cu acea ordine. Sau nu, ai reușit și să faci reparații? Nu, reparații nu, dar în orice caz eu am lăsat curățenie acolo. Dar de locuit acolo e imposibil? E imposibil. Nici casa nu e scrisă după mine. Eu acum banii tăți-ți dați, e plătită casa, dar documente eu n-am încă pe casa aceea. Tu ai fi gata să crești copiii altora? Desigur. Может быть, твои родители, бабушки, дедушки, кто-то помогает сидеть? Мама. Мама твоя, да? Ту, на момент, ешь, кума, уюбита. Вряв, ще вас отдав. Vreau tare mult să-mi întorc copiii înapoi. Acum un an, Valentinei Șveț din satul Brânzeni-Edineț i-au fost luați copiii, dar și dreptul de a se numi părinte. Era violență în familie, consumau alcool și el și ea. Erau scandaluri, bătăi, adică era... Recunosc că am greșit. Am servit băuturi alcoolice, am lăsat copiii singuri acasă. Eu nu zic lucrul ăsta că nu am făcut. Dar pur și simplu eu acum mi-am schimbat viața. Eu mult mi-am schimbat viața. Cum ai aflat că ești dezisă de drepturile părintești? La ultima judecată când am fost, mi-au spus că eu sunt dezisă. Timp de o lună de zile trebuia să fac remont căcăr în casă. La mine casa e avariată. Șiferul e crăpat. Când plouă, curge apa în casă. Trebuia să fac tot remontul ăsta și trebuia să-i caut loc de muncă. Eu locul cel de muncă nu l-am găsit. Remont în casă, acolo trebuie undeva un an de zile strângi banii ăștia și apoi urmă încă un an de zile să faci remont. Eu am posibilitatea să le sun măcar și în fiecare zi, dar numai că nu le sun, de atât că eu ultima oară când le-am sunat, eu au început a plânge și vreau la mine înapoi. Zi-mi, te rog, de cât timp sunteți împreună cu Valentina? 9 luni. 9 luni de zile. Și mama, și tata, toți o iubesc. Vrem să fim împreună. De ce a plecat fost asta? E că asta nu știu, n-am idee. Ai spus că a plecat la vecin. Acum tot cu el este? Da. Totuși, voi încă sunteți căsătoriți, oficial. De ce nu ați divorțat? Frică de copii să ne pierd. Casa am cumpărat-o când am fost împreună. În această seară vorbim despre soarta a doi frați de 6 și aproape 4 anișori din satul Brânzeni-Edineț. Acum un an, autoritățile locale i-au luat de la părinți și i-au plasat în grijă asistenților parentali. Astăzi, mama lor, Valentina, spune că își regretă neglijența față de copii și cere o a doua șansă de a-i avea alături. Anterior, asistentul social din Brânzeni a acuzat-o pe Valentina că a fost absolut iresponsabilă și a adus dovezi în acest sens. Am auzit-o și pe mama eroinei noastre. Chiar ea le-ar fi cerut autorităților să-i ia copiii Valentinei. Dar mai întâi, să vedem, ar fi, iată, casa lui Dumitru, relația asta cu el, o opțiune pentru Valentina? Ar ajuta-o să-și recapete copiii? În situația când bunul imobil, acum statutul bunului imobil a dumneavoastră este o proprietate în devălmășia soților. Deci soția poate pretinde la o doime din casa aceasta, din imobilul dat. Însă, reșind din faptul că dumneavoastră spuneți cu certitudine că este o înțelegere, un acord din ambele părți și mai mult decât atât mă conving de acest fapt prin faptul că o mamă și-a lăsat doi copii tatălui. Sunt sigură că ea s-a dezis de acest imobil. Dar asta nu înseamnă că dumneavoastră trebuie să lăsați lucrurile așa. Urmează să mergeți la un notar și ea să facă o declarație prin care să se refuze de partea ei în folosul dumneavoastră. Atunci o să fiți și dumneavoastră sigur că eu acum mă adresez doar la Dumitru și după asta o să fac paralelă de ce este și de interesele Valentinei. Așa. De a face ordine la timp, pe etape, tot. Deci, vă duceți la notar, se dezice soția dumneavoastră
fosta soție de cota ei în folosul dumneavoastră și dumneavoastră rămâneți copila și să locuiți în casa aceea. În acest caz, după cum a spus și colegul meu, domnul Vârlan, nu este neapărat ca, el, ca Valentina să aibă în proprietate un imobil. Uh-huh. Este suficient ca ea să fie... să posede de un bun imobil. În situația când voi locuiți împreună, este suficient ca să fie condițiile adecvate de trai pentru copiii minori. Dar ca și dovadă în instanță ceea ce a zis domnul Vârlan, nu știu, ar fi suficient ca Dumitru să scrie că, uite, eu da, accept în exact. Casa mea cu cei doi copii? Exact. Numai dacă el, la un moment dat, atât cum a spus și colega, devine proprietar exclusiv. Așa. Pentru că dacă este coproprietate cu soția, soția poate să se opună acestui moment, uh-huh. nefiind ei căsătoriți. Deci, uh-huh. în practică, Valentina, nu te supăra pe mine, tu, la moment, ești cumva o iubită. Dumitru, eu vreau să te întreb altceva, dar te văd așa foarte sigur, foarte aproape de, de Valentina. Dar totuși, zi-mi, te rog, câți ani ai? 22. 22. Mulți înainte. Ești mulțumim. Cu 3 ani mai mic decât Valentina. Da. Dar să știi că nu, nu se vede chiar da. Deloc. Tu ai fi gata să crești copii altora? Desigur. De unde ești atât de sigur? Că nici nu i-ai văzut, nu? I-am văzut. Unde? În poze? Nu, așa i-am văzut. Am suntem într-un sat. Ei, i-ai văzut când? Atunci când nici nu te gândeai că Valentina va fi într-o zi a ta, nu? Da. Tu ești, simți, uite, lăuntric, ai o siguranță că o să-i primești, că o să-i accepti pe copilașii da. Aceștia? O să-i poți iubi la fel ca și pe ai tăi? Ești atât de tânăr încă. Ce să-i facem? Așa. Nu trebuie să-i faci nimic chiar. Știi, așa cum se spune, tinerețea e singurul neajuns care trece cu timpul. Dmitrie, я хотела спросить, вот у вас дома есть маленькое хозяйство, а ты где-то еще параллельно работаешь, кто-то помогает с детками, может быть, твои родители, бабушки, дедушки, кто-то помогает сидеть? Мама. Мама твоя, да? Apropo, uite, de asta vroiam să te întreb și eu, să crești 4 copii, nu 2, 4, e un rol pe care trebuie să ți-l asumi. Cu ce o să-i creșteți? Tu lucrezi? Da. Deci ai un loc de muncă da, cu salariu, da, da. Așa, și zici că te mai ajută și mama? Și mama ce face? Ajută. Lucrează peste hotare. Peste hotare lucrează? La Italia, da. Aha, și vă trimite bani? Da. Și zici că a acceptat-o? Desigur. Cum să nu accept? Bine. Valentina, să știi că tu în toată această poveste mai ai o aliată, nu știu cât de așteptată sau neașteptată, ea te poate ajuta foarte mult în rezolvarea problemei tale. Ghiciți cine este? Elena, soția lui, lui Dumitru, pentru că ea a luat recent o decizie foarte importantă, iar cu câteva ore înainte ca voi să intrați aici în platou, Dumitru și Elena au mers să-și desfacă oficial căsătoria. Haideți să vedem cum a fost. Cu 5 ore înainte de a ajunge Dumitru în platoul nostru, foștii iubiți au decis să-și desfacă căsătoria. Primul pas pe care l-au făcut cei doi a fost vizita la notar. Bunul este imobil, e dreptul vostru comun în Divălmășei. Aici ar fi bine de făcut un contract de delimitare. Ambii au dorit să-și poată securiza viitorul. Bărbatul a vrut să-și întoarcă drepturile depline pe casă, iar Elena să-și asigure un grafic de întrevedere cu cei doi copii ai ei. Copiii să rămână la întreținerea tatălui, dar el să-i dă posibilitatea dumneiei să aibă întâlniri. Și în felul următor ei au ajuns la un numitor comun. Tot la notar, Dumitru a semnat o declarație în care permite Valentinei Șveț și celor doi copii ai săi să locuiască în casa bărbatului. Roșca Dima o să primească în casa lui să locuiască copiii concubinii, doi copii. După semnarea acestor declarații, Dumitru și Elena au depus cererea de divorț la starea civilă din raionul Ghedeneț. Este de comun acord? Sigur. Desigur. De ce nu l-ați făcut până acum? N-am avut posibilitatea. Tot așa, posibilitatea n-am avut. Frică de copii să nu-i pierd. Ce relație în general ești tu cu Valentina? Asupra ei n-am nimic, ea tot m-a ajutat. Am văzut copiii mai înainte, el de asta de-a m-a aflat, știi? Am văzut permanent copiii când el îmi dă de voi. Și eu doresc să o ajut, că e să poată întoarce copiii, că eu înțeleg.
Felicitări, acum ești practic liber, Flăcău din nou. Încă vreau ceva să dau. Vreau să spun una. Vreau să spun împreună toți la o familie, să ne mai înmulțăm, să fim o familie mai mare, să avem un viitor. Și la bine și la rău, dacă dorești, să fii soția mea. Da. Doamne, ce moment frumos se întâmplă prima oară în, în istoria acestei emisiuni. Eu mă bucur foarte mult că trăim împreună aceste, aceste momente. Felicitări, Valentina! Te-ai așteptat? Ia. Nu! Nu? Nu! Sunteți un cuplu atât de frumos. Eu sper să rămâneți așa și peste mulți ani. Mulțumim! Mulțumesc frumos! Cum te simți, Valentina, acum? Emoționată, oleacă! Da, totuși, dorința să ne întorc o plajă. Iarăte inelul! Ei, ai cu ce te lăuda deja. Fetelor, o să-mi vedeți după. Acum ne-au convins, cred că pe toți ne-au convins că sunt pregătiți. Eu când l-am ascultat pe Dumitru, mi-a plăcut foarte mult, fiindcă el cu lux de amănunt a explicat cum și-a imaginat, el vede, a vizualizat unde și cum o să fie mobil aranjate, unde o să dar un copil, un alt copil, adică în mintea lor deja copiii sunt cu ei. A rămas un singur lucru, e ceea ce a spus și domnul Vrălan, să convingeți instanța de judecată și să o convingeți cu probie, dar deja aveți, deja ne-ați convins pe noi, a rămas acolo în instanță, să duceți probie referitor cu domiciliu, v-ați clarificat, deci cu condițiile de trai v-ați clarificat, cu, eu sper foarte mult ca să fii convinsă pe tine, mai convins prin faptul că ești tânără, prin faptul că îți dorești foarte mult copiii aceștia și eu sunt sigură că acesta este un motiv suficient pentru a începe o viață nouă. Deci, fă așa cum ți-a zis și domnul Vrălan, colegul meu, du-te și fă totuși un test, o cură de dezalcoolizare, neapărat vorbește cu un psiholog, deci pune-ți viața, începe-o frumos, de acum înainte și sunt sigură că tu copiii o să ți-i întorci. Mai mult decât atât, aceasta o cere interesele copilului minor, totuși se ia în considerare și crede-mă că acolo unde este mama biologică, chiar dacă ei pe un timp copiii s-au îndepărtat de tine, eu sunt sigură că vreo câteva întrevederi cu copiii tăi, ei intuitiv, subconștient, o să înțeleagă că tu ești mama lor și tot mai multe avantaje ai tu decât altcineva. Succese! Mulțumesc, Valentina! Ты молодая, прекрасная мамочка, женщина, девушка. Я тебе желаю, конечно же, самое главное, чтобы этот молодой человек, Дмитрий, вот который сегодня сделал тебе предложение, всегда тебя ценил, уважал, любил. Семья – это нелегкий труд. Каждый день нужно строить по камушку свою самую крепкую пирамиду. А разрушить ее очень легко. В 25 лет жизнь только начинается. Я вам желаю быть такими же красивыми, счастливыми, обязательно забрать своих драгоценных детей. И если вы будете с Богом, если вы будете молиться, исповедоваться, увидите, как Он вам сильно поможет, вашей семье. Берегите друг друга, цените, уважайте. Спасибо. Văd că acest moment culminat, eu nu știu cum va fi în viitor, dar eu nu știu de ce sunt sigură ca să fie tot bine, Valentina. Adică până la urmă vor veni copiii la tine acasă, cu siguranță. Doar că, sigur, cred că sunt niște momente care, chiar dacă a fost un caz că posibil că mama a fost cea care nu te focusa
deja pe ceea ce a fost. Merge înainte. Pentru că asta a fost poate un element cheie ca tu să te trezești de la viață. Posibil dependența ceea în care tu ai fost, tu ai trăit într-o iluzie și tu pur și simplu, nu că n-ai vrut, tu n-ai putut să ieși. Dar până la urmă tu ai ieșit. Tu te focusezi de ceea ce este acum, că tu ai ieșit și merge înainte. Eu sunt sigură că va fi, cum s-ar spune, cu o poveste de happy end. Și eu mă bucur că, de exemplu, ceea ce am văzut astăzi, respectiv, că totuși există un divorț amiabil, asta tot cumva ar fi un exemplu pentru mulți oameni, că există cumva și o toleranță între femei, că ea te-a înțeles și ea, nu știu, ea pentru mine tot necesită niște aplauze separate, Elena. Eu vă mulțumesc mult! Eu vă doresc mult succes. Mulțumesc! Vă doresc mult succes. Cel puțin astăzi ați demonstrat că vă iubiți foarte mult și chiar vă potriviți. Din punctul meu de vedere. Așa-i? Așa am zis. Da, da. Și practic tu ai demonstrat că ai putea să ai grijă de ceilalți doi copii, pentru că tu, fiind în situația că ai rămas cu doi copilași, totuși n-ai renunțat, fiind bărbat, nu ai renunțat la copilașii tăi, nu ai încercat să meargă undeva într-un internat sau nu știu unde, deci ți-ai educat copiii. Asta spune multe despre un bărbat. Și cred că și te vei comporta la fel și cu copiii lui Valentina. Doar că e clar că să crești patru copilași nu e atât de ușor. O să apară și greutățile, doar că trebuie să aveți răbdare. Acea răbdare ca să depășiți acele greutăți. Nu există să crești patru copii să nu fie greutăți. Nu să știi cum se vor împăca copilașii voștri. Poate să apară anumite conflicte. Voi trebuie să aveți răbdarea și... Înțelegerea și capacitatea ca să nu izbucniți, să înceapă certuri, să înceapă nu știu ce, cu răbdare să trece marea întotdeauna. Cu privire la... Referitor la ceea ce te așteaptă pe tine în viitor, adică acel proces privind restabilirea în drepturi părintești, el o să fie totuși anevoios. Chiar dacă ai probe, ele totuși trebuie să convingi un judecător că tu ești bine. Și totuși sfatul meu, să faci tot posibilul, cumva uite, poate te ajută și chiar iubitul oficial deja al tău, la moment, să faci tot posibilul și să vă angajați un profesionist, un avocat sau cel puțin să mergeți să cereți un avocat gratuit pentru ca să vă ghideze pașii. Pentru că chiar dacă sunteți singuri și în instanță, ar putea să înțelegeți niște termeni care vă cere judecătorul sau anumite proceduri și neștiind o să pierdeți firul și asta s-ar putea să fie problemă. Andreea, chiar vă doresc fericire și copilașii să fie alături de voi și să creșteți bine. Eu mai vreau încă să adaug o lingură de miere în acest final. Vreau să te laud în primul rând pentru această situație despre care ne-ai povestit cu deja fosta, practic, soția lui Dumitru. Deci asta m-a uimit atât de mult, în loc să devii încă un element care să-i certe, da? Să izbucnească acolo scântei și flăcări în situația care era între Dumitru și Elena. Tu, dimpotrivă, ai reușit să faci lucrurile să se calmeze, în primul rând. Practic, i-ai împăcat și ai fost acel element de, nu știu, de unire, de împăcare între ei. Bravo! În acest moment, mai rar când se întâmplă, uite, o rezolvare atât de frumoasă a unui triunghi, să zicem așa. Elena chiar a simțit că e poate să-și încredințeze copiii Valentinii. Eu asta am simțit, că are în ea încredere. Așa. Poate vor deveni și prieteni între timp. Va reuși oare Valentina să-și întoarcă copiii? Noi vom urmări această istorie și sperăm că eforturile celor doi îndrăgostiți nu se vor opri doar la declarațiile în platoul. Aici încheiem liniște și pace. Vă doresc să aveți cu cei dragi mereu alături.